1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul, diavolul, dă târcoale ca un leu care răhnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin acelea suferință ca și voi. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem împreună, n-am fost de mult la dumneavoastră, de aceea am primit cu bucurie invitația pe care frații mi-au făcut-o și am acceptat-o ca să mai vin pe aici. Eu sunt un cunoscut al casei, mă cunoașteți foarte bine. Îmi este foarte greu să aleg subiectele de predică, că dumneavoastră le știți. Am predicat de foarte multe ori aici. Și îmi este greu că în seara asta avem o întâlnire atipică. Eu am avut mai multe întâlniri cu tineri, doar cu tineri. Și am avut gânduri pentru tineri. Am avut întâlniri cu frați în vârstă, în partea Botoșanului, am întâlnit frați în vârstă, surori în vârstă, bancă s-au făcut mai multe întâlniri cu persoane rămase singure, cu văduvele, cu văduvii, și am participat la aceste întâlniri căutând așa niște subiecte specifice lor. Dar acum vorba fraților dinaintea mea, ni s-au adus două extreme, tineri și vârstnici. Și va trebui să căutăm un subiect comun care să intereseze în mod egal pe toți. De aceea m-am gândit la versetul acesta, la care vreau să rămân, din Petru, un verset bine cunoscut: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Cum adică tot așa? Înseamnă că înainte ne-a dat un exemplu pe care noi trebuie să-l luăm. Acest tot așa, expresia aceasta, am spus eu că se referă la versetele dinainte, în care Petru vorbește cu prezbiterii, cu păstorii și le sugerează câteva lucruri, spunându-le ca să păstorească turma lui Dumnezeu, nu de silă, de bună voie, nu pentru un câștig mârșav, cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpâni, ci făcându-vă pildă turmei. Și apoi vine Petru și spune: și când se va arăta păstorul cel mare, veți primi cununa pe care o va da Domnul. Înseamnă că prezbiterii, păstorii, au multă activitate. Au voie să lucreze, au voie să slujească, dar tot timpul există raportul de subordonare la păstorul cel mare. Păstorii cei mai mici de la Betel, să mă ierte de expresia asta, ei pot să lucreze, pot să aibă multă activitate, dar în tot timpul ei se subordonează la păstorul cel mare care îi plătește. Făcând o analogie, spun că tinerii de la Betel pot să fie foarte harnici, să slujească foarte mult, să aibă activități diverse, dar să se subordoneze la cei mai în vârstă. Cred că asta vrea Petru să spună: tot așa. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Eu cred că acum mă așez în tabăra celor bătrâni și mi-e mai ușor să predic celor tineri. Spunea aici cineva de un conflict de generație, am auzit. Mai este o expresie, prăpastia dintre generații. Și subscriu la ceea ce a spus fratele, că în adunare n-ar trebui să fie așa.
N-ar trebui să fie conflicte între tineri și bătrâni, n-ar trebui să fie prăpaste între cei tineri și cei mai în vârstă. Pentru că suntem Biserica lui Dumnezeu, mergem pe același drum. Să știți, eu căutam să găsesc câteva lucruri comune între tineri și vârstnici. Păi însăși pocăința, însăși dorința de mântuire, însăși țelul nostru este comun la toți. Toți vrem să fim mântuiți într-un final și să ajungem la Domnul acasă. Dumnezeu să ne ajute. Atunci trebuie să înlăturăm prăpastia aceasta care inevitabil apare. Și vă spune, poate nu e o prăpastie, numai mici diferențe care le avem, trebuie să le recunoaștem și diferențele astea să le anulăm și să facem așa un drum drept pe care să meargă și tinerii și vârstnici. Pentru asta eu am luat versetul din 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 13 în jos, e vorba de strângere de ajutoare acolo. Și Apostolul Pavel spune că aici nu e vorba de o ușurare și știu eu de ceva greu, o sarcină de pus pe careva. Nu e vorba despre asta. Uitați ce spune Apostolul Pavel în aceste versete. 2 Corinteni a spus 8, da? Ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile altora, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea de prisos, iar cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Avem tineri și vârstnici. Tinerii au lucruri în care prisosesc, le au din belșug, excelează în ele. Lucruri pe care cei vârstnici nu le mai au. N-ar fi bine cei tineri să-i împrumutăm pe cei bătrâni? Cei bătrâni au lucruri pe care tinerii nu le au și le au din belșug. N-ar trebui ca cei mai în vârstă să-i împrumute pe cei tineri? Și astfel să fie o potrivire, să astupăm prăpastia aceea. Am luat câteva exemple. Puterea, de care s-a vorbit, ai vorbit tu, puterea și experiența. La tineri este puterea, vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. La vârstnici este experiența. Cum am face noi să facem o potrivire? Cei tineri să dea un pic de putere la cei în vârstă și cei în vârstă să ne dea din experiența lor. Ar fi tare bine. În treburi gospodărești, eu am trăit la țară, am locuit și locuiesc încă la țară. Am stat cu tatăl meu până el a trăit 80 și ceva de ani, am avut în aceeași curte, în aceeași casă, am muncit la munci agricole. Când eram un băietănaș așa mai mare, ne-am dus la tăie lemn în pădure. Tata era mai moale, mai lent, mai în vârstă. Eu eram ager, plin de adrenalină și ne-am apucat de tăiat. Și tata s-a uitat la mine și zice, băiete, pădurea nu se teme de tine. Ai grijă, pădurea nu se teme de mulți de ăștia ca tine și mai puternici, eu termina pădurea. Eu luam un lemn gros, îl puneam. El făcea totul cu cap, făcea o pârghi, da lemnul, hai să punem așa. Finalul a fost că la sfârșitul zilei eu nu mai puteam să merg și el era tot ca dimineață. Era un bun cosaș. Cred că nu a fost cosaș mai bun ca el în sat. Și nu l-au câteodată în eu. Zile întregi mergeam la coasă. Când am început să cosesc, au rămas în urmă, trăgeam, curăgea apa pe mine, mușchi. Luptător, am făcut lupte, când eram tânăr, cine era ca mine? Tata s-a uitat lung la mine, mai pe după amiază el cosea și fluiera și eu stam la umbră, nu mai puteam. Eu aveam putere, el avea experiență. Și atunci, măi băiete, vin încoace, uite cum se face treaba. Și dacă făceam așa cum spunea el, totdeauna am umblat bine. Acum am îmbătrânit și eu, am mai dobândit ceva experiență.
Nu mai am puterea care o aveam. Că dacă aș avea acum puterea de atunci și mintea de acum, ce am face noi, nu? Dar nu știu, parcă nu ni se dau amândouă odată. 35 de ani am fost la CFR-ul, am lucrat. 10 ani am reparat locomotive. Locomotivele au 22 de metri de lungă, din tampon în tampon, și au piese grele. Domnule, după 8 ore de muncă eram frânt și toți eram puternici, tineri. Și venea, domnule, câte un moșneac, spune, Drăgușel, nu așa. Uite așa, și făcea un lucru foarte ușor. De ce? Când terminam școala, pe mine mă încadreau categoria 2. Dar era mai tare decât toți bătrânii de acolo. Ei aveau a 5, a 6, cine lucra, știu. Le era răsplătită și experiența. Și venea câte un bătrân din ăsta și ce obosem eu să fac, el făcea repede și ușor și parcă nici nu a lucrat. Cum am face noi ca de la tineri să le dăm totuși un pic de putere la cei în vârstă? Dacă am putea face transferul, dar avem nevoie de experiența lor. Și vă mai spun un lucru. Și în lucrurile duhovnicești e tot așa. Am avut harul să lucrez împreună cu frați în vârstă. Ne-am dus la un demonizat care o spar ferești, le-o scos dință, lui tasul, foarte, foarte agresiv. Băi, ne-am înarmat cu post, cu rugăciune și am spus și dacă vine, doar suntem bărbați, nu chiar ne temem. Și s-au adunat mai mult frați, am spus, frați, ce suntem, ne rugăm, poruncim în numele lui Iisus. Era un frate, Boloci, Vasile, care știe la noi. Băi, stați, dar fraților, stați așa un pic. Măi, oameni buni, au luat omul ăsta conducerea, o condus de activitatea, au început să se iei de vorbă cu tinerii, cu băiatul ăla care era în cauză, l-au interogat, au văzut pe unde a intrat duhul ăla necurat în el, care sunt cauzele, și la urmă a făcut o rugăciune, dar nu cum voiam eu să se audă tăsatul. O rugăciune simplă, la care băiatul s-a ridicat, a început a plânge, și băiatul care cu o zi înainte i-a scos dințele lui tatusul, eu nu spun povești, am fost în casa aceea, s-a ridicat, l-a strâns în brață pe tatusul și așa plângea și spunea, tata, iartă-mă că n-am știut. Și tatusul, în comitetul adunării cu 10 copii, spunea, iert mai băiete, știu că nu ești tu de vină. Dacă făcea lucrarea după cum aș fi vrut eu, cred că luam și eu bătaie. Eu aveam putere și aveam curaj, nu știu, și moșul mi-a spus, stați un pic liniștit, stați numai un pic, fraților, voi sunteți mai tineri. Măi, oameni buni, așa l-au discusut pe tânărul acela. Vreau să vă spun că era un tânăr, într-o altă situație, era un tânăr care nu vorbea. Câteva zile avea un duh mut și nu vorbea. S-a postit frază, s-a rugat pentru el, a venit acolo mai mult frază să stea de vorbă. Nu au bucut cine stea de vorbă. Și era același frate Moloci. Și îi spune, îi certa pe frații păstori. Băi, voi sunteți păstori, dar voi nu știți nimic, mă. A fost un tânăr, un om care a fost în groapa cu lei, aruncat la lei, dar voi nu știți. Care știe să spuie? Eu m-am uitat, oare diavolul așa e de slab? Frații păstori au tăcut, dar băietul care nu a vorbit zile întregi, a spus, Daniel îl chema. Măi, uite că băietul ăsta știe, vezi, știe mai mult ca voi. Măi, și cu vorba l-a luat așa și băietul a început să vorbească. Și după ce a început să vorbească, a făcut o rugăciune și băietul s-a eliberat și liber a rămas. Dar eu m-am gândit, asta a fost o șmecherie a omului ăsta. Să-i facă pe toți prezbiterii neștiutori, voi nu știți nimic, dar era unul în groapa cu lei, care știe cum îl chema? Băietul de acolo, Daniel îl chema. Mă, nu știu. Din coace, când am fost la cazul ăsta land, tot fratele Vasile spune, măi, uite, noi suntem prezbiteri, suntem păstori toți aici, dar trebuie să facem o mărturisire. Nu intrăm așa, întreabă, frate Dragoș, tu ai ceva de mărturisit? Mai ia pe mine, că eram local. Am spus, da, frate, cum să, n-am mai spus eu câte ceva acolo. Băi, frate, dar tu ai? Da, am și eu. Că băietul acela nu voia să mărturisească. Și rând pe rând a ajuns la el. Și el a spus, na, am și eu ceva de mărturisit.
Măi, și când a început să mărturisească, am văzut care a fost portița aceea prin care Duhul a intrat în el. Și pe acolo pe unde a intrat Duhul acela, tot pe acolo trebuie să iese. Și vă repet, dacă era după mintea mea, făceam 10 rugăciuni, strigam, transpiram, dar experiența omului aceluia, lumina care o avea de la Duhul Sfânt, dar și experiența, ne-a împrumutat un pic nou. Și acolo în casă ce ne-am făcut unul. Noi am venit cu putere, cu rugăciuni, moșul a venit cu tactul și lucrarea a fost făcută. Am spus că noi putem astupa prăpastia asta, care se creează așa, vrem, nu vrem, când ne împrumutăm. Nu e vorba ca unii să fie ușurați și unii strâmtorați, nu. E vorba ca prisosul unora să acopere nevoile altora și prisosul lor să le acopere pe noastre. Rămân la gândul acesta, puterea noastră cu experiența lor dau biruință. Amin? Eu mă gândeam la un moment în care, Exod capitolul 24, acolo spunea Domnul că Moise, cu Aron, cu Hur, o trebuie să stea de vorbă cu Domnul, o mai luat încă 70 de bătrâni. Și s-au dus, s-au prăștunut înaintea Domnului și în versetul 5 spune că Moise o trimis pe niște tineri să aducă jertfe, să prindă vițăie și să-i aducă jertfe. Eu stam și mă gândeam, cum i-ar fi stat lui Moise la 80 și ceva de ani să fugă pe imaș să prindă viței? Nu știu, avea cârjă, n-avea, poate n-avea cârjă, hai să nu exagerăm. Măi, dar avea 80 ceva de ani. Cum i-ar fi stat la tăți bătrânii ăștia să fugă după ani? Dar Moise om cu minte. Băi băieți, ia duceți-vă, prindeți voi viței cea. Și i-o prins, i-o adus jertfă, când a venit vorba la ligian, la sânge, la altar, la citirea legii, acolo era Moise pus, dar după tăuraș putea să fugă niște copii. Eu am venit de multe ori la Arad, cred că am predicat vreo 90 de ori, că am scris în caiet, m-a pus fratele Iosif să scriu, dar n-am caiet acum la mine. Dar țin minte că acum, mai la început am venit, am parcat aici și am văzut campana. Și îi spun la fratele Eugen, frate Eugen, o problemă, ce mai fratele au? Văd campană, nu știu, am făcut-o aici. Zic că stai liniștit. O chema doi băieți, dar nu știu pe care, acum băieții ce ia trebuie să fie și bă. Și spus că rezolvați-l pe fratele Dragoș, cum vorbește Eugen așa, finut. Eu am venit, 23 pe 14, pe nu știu cât brezoane de cutare, s-au uitat. Băi, au plecat, eu am spus că nu erau alții mai buni aici a doi. Ce era ca fratele Eugen să pun un covor jos, să pui în genunchi, să mă ajute la hai, Dragoș, să pune în cricul? Nu, nici nu sta frumos. Mă, dar au venit doi puștani de aici, o schimba roata ca la raliu, știi cum se schimbă acolo, din viteză. Nu luat-o, știa tot. Și a spus, eram cu un frate de la noi, bă, cred că ăștia sunt cei mai buni la schimba cauciucuri din adunare. Dar Eugen știa și i-a pus pe dânsă. Uite așa, puterea celor tânări și cu experiența celor bătrâni fac treabă bună. Domnul să ne dea pricepere. Și să nu ne evităm unul pe altul. Să nu spunem că n-am nevoie de ce știți voi. Nu, avem nevoie de ce știu ei, ei au nevoie de puterea noastră, de ajutorul nostru. Am mai pus împreună două lucruri caracteristice acestor entități. Am pus graba și zăbaba. Graba și zăbaba. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Tinerii tari se grăbesc. Dar e un paradox, doar ei au viața în față. Normal, ei ar trebui să trăiască mai mult. De ce să grăbesc ca tare? Tăți tinerii cu grabă, tăți n-au când, tăți trântesc, cuși atât, hai repede. Și apoi vin aceia bătrâni, stați un pic, că nu-i bun așa. Și avem exemple în Sfânta Scriptură. Exemple pe care nu întotdeauna eu le-am înțeles. Trebuia să aduc o jertfă și Samuel îi spune lui Saul, așteaptă 7 zile. Mă aștepți că vin și eu. Conjunctura era neprielnică. Filistenii veneau la război, evreii fugeau, s-au ascuns și Saul a așteptat o zi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zile a așteptat. Dar se pare că în a 7-a zi, ca Biblia spune, Saul a așteptat 7 zile. Numai că a 7-a zi nu a așteptat până seara. Și-au adus repede Adam și-au apucat să jertfească.
Pe când jerfea, a venit Samuel, ce ai făcut noi? Ce am vorbit eu cu tine? Păi am văzut cu filistenii, a venit poporul, a fugit. De ce? A pus Samuel 7 zile, nu știu. De ce bătrânii au timp? Tot nu știu. De ce zăbovesc de multe ori? Și tot nu știu. Și de ce tinerii se grăbesc așa de tare? Iarăși nu știu. Dar eu cred că este o echitate. Dacă le punem graba noastră cu zăbava lor, facem treabă bună. Dacă punem graba tinerilor și cu zăbava bătrânilor, astupăm prăpastea aceea. Odată o trimis Moise 12 iscoa din Canaan. O venit 10 o negri țara, Iosua și Caleb au avut alt discurs. Domnul s-a supărat, Domnul a fost nesocotit de parcă n-ar fi fost acolo, s-a supărat, a spus pentru fiecare zi cât ați scodit, câte un an de pribegie. A doua zi au venit evreii și au spus, recunoaștem, am păcătuit, ne ridicăm și plecăm acum în Canaan. Le spune Moise, nu vă suiți, măi, încă nu-i vremea. Eu mă gândeam, îi plăcea lui Moise prin pustie? Nu, nu-i plăcea. Dar era porunca Domnului. Și ăștia s-au suit repede și știți ce s-a întâmplat. Au venit amaleciții și au tăiat în bucăți până la Horna. Când Moise a spus, măi, nu vă duceți, măi, nu-i vreme acum. Ei au spus, nu, repede, noi nu mai așteptăm. Între grabă și zăbavă. La Cajvana a venit un grup de tineri din Cluj. Tinerei buni la predică, cu adrenalină. Și-au spus, eu recomand fraților bătrâni să se retragă. Ei au stat în fruntea adunării, vin tineri, au altă viziune, au altă putere. De ce frații bătrâni n-ar trebui să se retragă de acolo? Că Domnul a chemat și tinerii pot face treabă și... Când s-au gătat, s-a ridicat Vasile Iacoban și spune, cu băietul acel de la Cluj vreau să stau de vorbă. Măi băiete, uite eu cum mai am, mă retrag, că-s bătrân de acum. Dar te rog un lucru, de aici mergeți la Cluj? Da. Uite ce te rog, când mergi de la Suceava la Cluj, ai să vezi cruci de o parte și de alta unde au fost accidente. Dă-te jos, ia o hârtie și scrie, data nașterii și data morții. Și când ajungi la Cluj, fă o socoteală să vezi cât s-au făcut mai mulți accidenti, tineri sau bătrâni. Și dacă au căzut în accident mai mulți bătrâni, eu mă dau deoparte. Dacă au avut accident mai mulți tineri, eu mai rămân, că eu știu că tinerii fac accidente, că se grăbesc. Nu am mai spus băiatul acela mică. De regulă tinerii fac accidente. Dar de ce fac accidente? Că tare au mare grabă. Întotdeauna ei se grăbesc. Și acum luăm graba lor și energia lor și viteza lor și o punem lângă zăbava celor bătrâni. Măi, mai așteptați un pic, măi, stați liniștiți, măi... Și astea două împreună iar o fac treabă bună. S-am spus să punem împreună, ca să astupăm prăpastia asta, dorințele cu refuzul. Că tinerii, copiii, tare multe lucruri doresc. Și la foarte multe părinți le refuză. Dar de ce le refuză? Că sunt răi? Odată au venit la un mare proroc din Israel, a venit un om bolnav, bogat, cineva estima la vreo 5 milioane de euro averea, dar nu, eu nu știu, nu mă bag, nu spun minciuni. Și când Dumnezeu l-a vindecat de lepră, el s-a dus la Elisei și a început să-i dea darul. Ia de aici, Elisei, ia. Știi ce a spus Elisei? Nimic. Dar lângă Elisei era unul Gehază. El așa s-a uitat de pătimaș, așa ar fi vrut să iei el ceva, dar nu putea trece, că era între dorință și refuz. Gehaz voia, Elisei nu voia. Elisei refuza. Și atunci o lăsa să plece și știți întâmplarea.
O fugit în urma lui și a spus, stai un pic, stai, uite, au venit doi fii ai prorocilor ăsta, ia, și Gehazi a luat niște saci cu lepră și a dus la dânsul o casă. Asta a făcut Gehazi la el și la copii și la nepoți. Eu mă întreb, era un mare păcat dacă Elisei primea niște haine? Nu, Elisei a avut secretul lui și taina lui. Dar s-a pus aici împreună dorința cu refuză. Măi, dacă ar fi înțeles Gehazi că Elisei bătrân are dreptate, era bună lucrarea. Dar dorința lui excesivă, care o trecut peste refuzul lui Elisei, i-a adus nenorocirea. Când noi avem dorinți multe, ca și copii, avem o grămadă de dorinți. Și când părinții ni le refuză, nu o fac de răutate. Că dacă un băiat la 18 ani vrea o motocicletă, și eu știu cazuri, și-o vrut motocicletă și tasă nu i-o da, s-o certa vreo 3 zile, dar în viață. Și știu caz când e 18 ani, de ziua lui i-o da motocicleta și la prima cursă care o făcut, i-o venit vestea că a murit, tasul presbiter în zona noastră. Și spune, i-am dat o motocicletă, mă, că tare și-o dorit. Și nevastă-l certa, eu ți-am spus să nu-i dai, măi omule. Te-am spus să nu-i dai, că la copil nu trebuie să-i dai chiar tot ce vrea el. Și ăsta era un pic așa, viteză, o mare s-a urcat, s-a dus și mort l-a adus înapoi. Spun lucruri care le știu bine, nu care nu le știu. Și atunci, între dorință și refuz, trebuie făcut așa o echitate. Să vedem cât sunt de bune dorințele noastre și dacă justificate refuzurile lor. Că a venit un băieț și a spus la tasul, vreau să mă însor. Și a spus, măi, bun, vrei să te însor, dar de unde ai fată? De la filisteni eu. Am găsit-o și îmi place. Și tasul s-a opus, măi, dar în toată țara lui Israel nu sunt fete pentru tine. Nu, vreau să mă duc, lioasă cum îmi place. Știți ce s-a întâmplat? Că dacă tasul era un pic mai pe picioarele lui, spunea, băi, băiat, eu nu merg cu tine la logodnă la o fată din lume. Eu nu merg cu tine umăr la umăr să-mi cânte mie muzica lor și manele și odată mai pocăit, n-ai băietul vrea. Nu, eu nu fac așa ceva. Dar tasul ce da și el. Și a fost așa o luptă între dorință și între refuzuri. Și vedeți că dacă ar ceda fiecare și ne-am întâlnit pe undeva pe la jumătate, între tineri și vârstnici ar fi o bună colaborare. Și în lucrurile duhovnicești la fel, tata meu, socru, după ce s-a însurat, o găsit să cumpere o casă. Și s-a dus, o negociat el cumva prețul, s-a dus la un frate la noi, bătrân, îl știu, îl chema Nicolae Zagan, și a spus, măi frate Nicolae, ar vrea să cumpăr casa lui Petrușcă de acolo, era un polon care pleca în Polonia și vindea gospodăria. Și fratele Nicolae îi spune, măi, hai să ne rugăm, nu te grăbi, Vasile, nu te grăbi să dai bani, am să-ți dau eu răspunsul peste câteva zile. Măi, dar vine altul și-o e. Măi, lasă să o iei, dacă o fi să fie a ta, nu te grăbi. Și socrul meu tânăr, să grăbea. Și se întâlnește fratele Nicolae Zagan și spune, măi, Vasile, nu cumpăra casa acolo. Nu cumpăra, că mi-a arătat Dumnezeu că peste ani o să fie o alunecare de teren acolo și o să fugă pământul la vale. Măi, și socrul meu nu a cumpărat. Luat-o pe de pământ, o făcut. Eu eram copil mic, când într-un tunam ploios de acolo, s-a rupt pământul și a fugit în râpătăt. Și gospodăria care a fost acolo, o trebuie să refacă. O cumpărat altul, un nepocăit, și o trebuie să-și mute casa hăt la deal, că acolo s-a rupt. Între grabă și zăbavă. Socrul meu spunea, bă, stând, am nevoie, moșneagul tău spunea, nu te grăbi, Vasile, las că spun eu. Uite că i-a spus bine. Ce bine când ascultăm de aia în vârstă, de experiența lor, de sfaturile lor și Dumnezeu să ne ajute. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Eu am încercat să pun aici puterea cu experiența, să le pun împreună. Prisosul vostru, nevoile lor și viceversa. Prisosul lor de experiență să ne-l dea și nouă, că avem nevoie. Am încercat să pun graba și zăbava, dorința și refuzul,
Și mai multe exemple avem, dar aș vrea să trec la partea a doua versetului. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Asta acum, smerenia e și pentru tineri și pentru bătrâni. Și Domnul să ne ajute să fim smeriți. Am întâlnit tineri foarte mândri în ani de slujire, care s-au gândit că ei au descoperit nu știu ce. Dar am întâlnit și bătrâni mândri, bătrâni mândri. Am întâlnit tineri care spune, dacă m-ar pune pe mine așa ca Absalon, vezi ce fac în adunarea asta? Și am întâlnit bătrâni care spune, eu când eram, eu spunea, dar nu mai era acum. Că unuia din ei spunea, băi frate Drauș, noi întrezem la 3 dimineața și ne rugam până dimineață. Și am spus, acum ești la pensie, de ce nu te trezești? Na, de ce? Și pentru că am întâlnit și tineri mândri și bătrâni mândri, Petru vine și spune, măi, supuneți-vă, dar acum toată adunarea, toți împreună, să fim împodobiți cu smerenie. Eu mai predicat despre smerenie în alte împrejurări și am spus că practicarea smereniei sau kilometru zero începe din Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe aproapele său mai presus. Asta înseamnă că tinerii se uită la cei în vârstă și privesc mai spre sus, așa la ei. Când am predicat recent la o binecuvântare din Matei 18, Domnul spunea, dacă nu vă veți smeri ca acest copilaș. Și am spus că copilul când e mic își cunoaște limitările. Eu puneam pe unul mic cel mai mic, băi, adu-o găleată de apă. El râdea că el era mai mic decât găleata, știe că nu poate. Și du-te tu, tata, așa, își cunoaște limitările. Dacă tinerii și-ar cunoaște limitările, să-i privească pe cei în vârstă un pic mai presus, să admire la ei înțelepciunea, experiența, călăuzirea de la Domnul, ar fi bine. Dar și cei bătrâni, dacă ar privi la cei tineri mai pe sus, ce energie, ce elan, ce sacrificiu, ce dedicare, ce forță de muncă, iarăși ar fi bine. Pentru că fiecare să privească pe aproapele lui mai presus, să identifici calitățile celorlalți. Eu în viața mea am cântat frumos când eram tânăr, conduceam cântările în adunare. Și acum băieții îmi spune, tata, nu te mai duci, că așa ești de răgușit, râd aici de tine. Și am încercat să cânt, la jumătate cântarea m-am înnecat, băi, cântați voi. Voi sunteți cu cântarea, eu de acum sunt bătrân. Ei, trebuie să ne recunoaștem limitările. Copilul mic își recunoaște limitările. Eu am văzut copiii când sunt mici, spunea un frate de la noi, are 94 de ani, trăiește. Spunea el odată, măi, cu băieții ăștia, știi cum îți? Când sunt mici, mititei, văd în tata lor cel mai puternic om. Tata, păi tata dacă vine, tata dacă voie, tata, păi, și tata e un ticălos. Dar el așa îl vede pe tasă, tata-i tăt. După ce crește adolescent, așa, începe să-l disprețuiască pe tată. Ei, tata, asta când erai matale, nu-i mai vremea aceea, nu-i mai așa, nu-i mai așa. Acum, după ce mai îmbătrânește, sunt soară, are copii, cresc copii, începe să vorbească iară frumos de tată. Spune că tata când trăie, el așa ne spune. Sunt perioade diferite, dar este o perioadă când copilașul ăla mic se uită cu admirație la părinți, îi văd pe părinți mai presus, peste limitările lor. Dacă am face așa și în adunare, ar fi tare bine. Și acum am uit la surorile aici, le-am întrebat odată, sora asta de aici, o vede pe cei de alături mai presus? E ușor să te smerești. Dacă eu predic cel mai frumos, eu cânt cel mai frumos, eu mă rog cel mai cu har, cum să mă smeresc că voi sunteți mai slab ca mine tăți? Voi tăți sunteți mai jos ca mine. Știți ce greu să smeriți la unul mic? Dar dacă voi cântați mai frumos, predicați mai frumos, aveți har în rugăciune, eu mă uit la voi mai presus și deja smeriți, că vă văd pe voi mai presus. Ar trebui între astea două categorii, între tineri și vârstnici, să împlinim versetul ăsta.
fiecare să privească mai presus. Măi, oamenii ăștia au greutățile vieții, au trecut cu experiență, călăuziri de la Domnul, au un sfat binevenit. Ei, am vârstă să uit la tine, Domnule, ce cor, ce voci, ce energie, ce pleacă în evangelizări, ce se duc cu mașinile, Domnule, sunt mai bun decât noi. Și când ne smerim așa, adunarea e binecuvântată. Domnul să ne ajute, amin. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, facem un al doilea pas în practicarea smereniei, spune Domnul Dumnezeu tău, te-a purtat prin locuri pustii și fără apă, te-a hrănit cu mană, pâinea celor mari, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am numit eu asta dependență de Dumnezeu. 40 de ani o dus prin pustie, o băut apă dintr-un munte, o mâncat pâine ceea care le-a dat Domnul fiecare dimineață și ce puteau, ei depindeau de Dumnezeu. Dacă Domnul nu le-a dat două zile mană, mureau de foame. Dependență de Dumnezeu. Recunoști dependența. E acum, între vârstnici și tineri, noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie unul de celălalt în adunare. Avem nevoie, depindem de voi. Am mai dat eu cazul ăsta, când am fost o dată la Botoșani, la fratele Octavian în adunare, o ieși de-o cu piciluță, atâta ea era, și o cântat o cântare, mă, așa de frumos, mi-a plăcut, eu îi spuneam, Octav, pune-o să mai cânte, tare îmi place. Și o cântat vreo trei cântări. Copchiluța aceea, eu crescut mai mare, și la un moment dat, Iema Moroșano, cum ai Iema repede, așa, Moroșano chema. O venit la Octavian și o spus, frate Octav, nu mai pui la cântare. Dar de ce, mă, Iema? Aia să te spun, fete, invidie, câți vedete, că mă dau mare, când nu mă mai pune. Și Octav îi spune, măi, Ema, uite la mine. El era bun cu prietenul, sta la dânsul, pisobul, cu Raluca, fata lui Octav. Tu, Ema, tu de mine ai nevoie în adunare. Așa, ca păstor, să conduc programul, să auză o prorocie, sau... Da, frate, eu de matale nu spun nimic, am nevoie. Măi, înțelege că și eu am nevoie de tine. Am câteodată câte o stare, așa, am nevoie de cântarea ta. Cântarea ta mă înviorează, mi-aduce bucurie. Mă, tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine. Vrei să cânt mai departe? Zici că da, așa, n-am, mai cânt. Și-o cânta și Domnul să cântă și în ziua de azi. Fraților, noi depindem unul de celălalt. În adunare noi avem nevoie unul de celălalt. Spunea Domnul Corinteni 12 că mâna nu poate spune piciorul, n-am trebuință de tine. Dar nu eu comandantul, nu? Biserica e trupul lui Hristos și capul e Domnul Iisus. Eu n-am voie să spun despre unul că se poate și fără tine în adunare. Așa omenește, firește, a spune. Dar voi nu sunteți proprietatea mea. Fiecare de aici e plătit cu sângele scump al Domnului. Pentru fiecare din voi a murit Hristos pe cruce. Nu eu v-am plătit, nu sunteți ai mei, sunteți al Lui. Eu sunt un administrator. Și Domnul spunea aici, Petru îi spunea, nu... Băștii ăstea care v-au căzut la împărțeală, slujiți din dragoste, nu din silă, nu pentru că știi, când va veni, El vă va răsplăti. Dar trebuie să avem dragoste și să înțelegem că noi depindem unul de celălalt. Uitați-vă dumneavoastră, copiii depind de părinți când sunt mici, copilași, de care spunea Domnul, dacă nu vă smeriți ca un copilaș, nu depinde copilașul de tata și de mama? Depinde. Noi depindem de Dumnezeu în primul rând, dar avem nevoie unul de celălalt. În momentul când înțeleg tinerii că au nevoie de vârstnici, în momentul când vârstnicii înțeleg că au nevoie de tineri, acolo e o adunare binecuvântată. Eu am predicat asta și în familie. Eu depind de nevastă mea. Atâta de tare, eu nu știu ce m-aș face. Eu dacă vin acasă și nu-i nevastă, îndreptez copiii, unde-i dus, bă? Când s-o dus, când vine, alo, unde ești, măi, nevastă? Casă, pustie. Odată predica fratele Vasile Iacoban la o nuntă, spunea, măi, n-ai voie să te cerți cu nevasta. Spunea el, nu numai că rugăciunile sunt predicate, că sunt predicate, dar o să tu ca bărbat nu știi unde sunt ciorape când să pleci. Nu știi ce cămeșă să iei, o să vezi ce greu că nu vorbești cu nevasta. Nu găsești nica prin casă. Măi, eu depind de nevasta mea. Ea câteodată îmi spune, măi, omule, nu știu ce m-aș face fără tine. Și asta e dovadă de smerenie. Noi avem unul de nevoie de celălalt. Așa e în adunare. Vârstnicii au nevoie de tine,
Tinerii au nevoie de vârstnici și Domnul să ne dea pricepere. Amen. Un al treilea pas în practicarea smerenii în Filipeni 2:5 începe: să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însă și a luat un rob. Versetul 8 spune că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Un al treilea pas în practicarea, în dovedirea smerenii, e ascultarea. Ăia care sunt mândri nu ascultă. Mândru tare greu. Dar ăia care sunt smeriți, păi te înțelegi că ăia ascultă. Și dacă vorbim de copil, copilul ascultă cât e copilaș. Copilul este educabil. Când vin la voi cei mai mari predicatori și predică de acolo, să știți că ăia care predică grozav, au avut o vreme când nu știau Tatăl nostru. Mă credeți? Și cei mai mari filozofi și matematicieni au avut o vreme când nu știu să numere. Iar mă credeți? Pentru că noi ne-am născut fără știința asta. Dar au venit mama, au venit tată, au venit frate, au spus: Tatăl nostru care ești în cer. Și eu dat versete și au ajuns predicator. Dar nu de la început el l-a știut, că a fost mic. E educabil, adică e ascultător, ascultă. Și cel mai mare filozof repede în lume și matematician, cineva l-a învățat să scrie 1, 2, că a avut o vreme când nu a știut. Dar copiii sunt educabili. Asta e dovadă de smerenie, frații mei. Ascultarea e o dovadă a smerenie. Și când tinerii nu ascultă de vârstnici, nu sunt smeriți. Dar și când vârstnicii nu s-a atenți la nevoile tinerilor și o țin înainte, habotnic, pe vremea așa, dar nu-i mai vremea dumitale. Dar când există o egalitate, astupăm prăpastia aceea și tineri împreună cu vârstnici ne supunem unii altora, ascultăm unii de alții și astfel e o adunare binecuvântată. Că spunea Petru, cei tineri să fie supuși celor bătrâni, dar în legăturile noastre toți avem nevoie de smerenie. Mai spunea Pavel în Filipeni 4:12 că m-am deprins să fiu mulțumit. Știu să trăiesc și smerit și în belșug. O dovadă a smereniei e acceptarea unei vieți modeste. Pavel spune, eu știu să trăiesc smerit și în antiteză îi e belșugul. Nu-i smerit cu mândru. Păi că și smerit și mândru, nu. Știu să trăiesc și smerit și în belșug. Antonimul e belșugul, da? Dorinți pertinente. Asta e dovadă de smerenie. Că la un băiat a spus mie, dacă îi dai o acadică, e bucuros, la 18 ani vrea mașină, la 25 vrea firma și nu știu ce mai vrea. Odată cu trecerea vârstă, parcă crește pretențele. În adunare, dorințele ambelor entități ar trebui să fie dorinți pertinente. Adică să acceptăm locul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, acceptăm slujba în care ne-a pus Dumnezeu, fără să avem dorința lui Diotref. Și cei în vârstă să înțeleagă și ei, să înțeleagă și ei, așa ca Ioan. Odată am predicat despre lecțiile lui Ioan Botezătorul. Când a venit Domnul Iisus ca să, așa spune, că lasă Ioane, că trebuie să împlinim totul, asta ne învață Ioan Botezătorul. Dar o lecție spune, eu trebuie să scad și el să crească. E grea lecția asta la vârstnici? E grea? La noi a fost un frate care a fost conducător de adunare până la 84 de ani. Și atât am insistat de el, frate, nu pui pe cine, măi, n-am pe cine, mă uit aici, nu am pe cine. Într-un final, tot l-am bătut la cap, o pus altul în locul lui. Deci el avea 84 de ani și o pus conducător un frate de 72 de ani. Ci că ăsta ar fi, îmi spune Drăgușel, dar ștampila o rămas la mine totuși. Că ăștia nu știu ce fac cu ștampila asta. Nu înțeles că
Și la Tișeuț era fratele Grosu Dormitor, care la 90 și ceva de ani conducea programele, numai el, conducea mașina, mergea în oraș, vrea înapoi, conducea mormântările. Și când eram la București odată la Consiliul Bisericesc, fratele Tipei ne întreabă: „Băi, frate la Suceava, mai este fratele Fidor?” „Tot el.” Îi zic: „Tot el.” „Măi, dar nu mai puteți spune unul?” Și eu îi spun: „Frate președinte, dar ce vină avem noi că asistentul lui a murit de bătrân? A fost fratele Curcălică, care la 70 ceva de ani a murit. Că eu vorbeam cu el și îi spunea: „Drăgușel, dacă se duce moșul, schimbăm noi ceva.” S-a dus Lică, am fost eu la unger, s-a dus Lică, l-am îngropat și moșul mai trăit încă multă vreme. Și el mi-a spus: „Măi, aș pune pe cineva.” Eram odată la conferință și s-a ridicat fratele ăsta Dormidon, Fidor îi spuneam noi, și a început să-i spui la fratele Șerban: „Costică, trebuie așa.” Fratele Șerban, om cu minte, a venit la el, l-a prins: „Frate Fidor, lasă, spune, te-ai gândit să pui unul în locul ma tale?” El avea 80 ceva. „M-am gândit, Costică, nu omul, când ați fie caz, nu acum.” Ei, când dorințele noastre sunt pertinente și când cei tineri vin la cei în vârstă și spune: „Măi, frate, uite, ne dorim asta, asta, asta.” Dar și când acei în vârstă își au dorinți de bun simț și nu vor să trăiască ca Metusala, ocupând totul și încercând să facă lucruri pe care mult mai bine le-ar face un tânăr, încercând să le facă lucruri, doar vede că nu poate. La noi trebuia să dăm botezul, avem fratele care era un pionier în credință. Avea, a murit la 96 de ani și el da botezul cu prezbiterul nostru. Dar el abia stă lângă cadă. El abia stă lângă cadă. Și noi ne-am dus, dar l-am luat așa frumos pe departe. „Frate, nu-i spun numele, avem multe botezuri, ma tale, ești în vârstă, ai fost om tare la viața mea.” „Da, eu tare am fost. Acum, la atâtea botezuri, avem vreo doi mai grași, așa. Ce ar fi să punem unul mai tânăr?” „Nu, nu, nu, dar ce, nu-i pot scoate în apă?” „Să vedeți.” Și nu ne-a lăsat, domnule, el i-a scos din apă, el avea să se ridicadă. Și aici, nu-i dovadă de smerenie asta că n-ai niște dorinți care nu-s de bun simț? Și Pavel spune: „Eu știu să trăiesc și smerit, știu să trăiesc și în belșug, am dorinți pertinente, tinerii vin la cei bătrâni cu dorinți de bun simț, bătrânii au și ei dorințele lor, dar pertinente nu vor nu știu ce, și atunci e binecuvântare în adunare.” Și tot în practicarea smereniei mai este un compas de făcut în a ne cere iertare atunci când greșim. Ăla e smerit. Măi, noi am greșit și noi, ca tineri, nu vă spun vouă cât am greșit noi, dar ne mai ducem la frați. La noi era fratele Ion, un om al Dumnezeu, a lăsat 10 copii acasă, a plecat în pușcărie, arestat de comuniști. Primul prezbiter la noi a fost 25 de ani la Cernăuț, Vasile Axânte, al doilea prezbiter Ion Eremia, condamnat de comuniști. Primul de Antonescu, al doilea de comuniști. Era prorocul, era un om al lui Dumnezeu. Și apoi noi când o mai făceam, mergem la el: „Frate, am greșit.” Măi, el era un om bun, e mai, știu ce ne mai făcea, dar a rămas prieten până o trecut din viață. Ne mai cerem iertare. Acum când tinerii mai greșesc, eu știu că elanul, adrenalina aceea, ne cerem iertare. Sau o ținem, nu, e bun așa. Și câteodată trebuie să cere și bătrânii iertare. Eu am un prieten, păstor, înalt. Eu spun: „Mă, tu ești cel mai mare păstor.” Înalt, chiar înalt. Și băieții lui, acasă au făcut pozne. Licherea, care e din sala mine. Eu spun: „Măi, Viorel, uite ăștia, de răstoarnă casa.” El a luat și eu bătut pe tăt. Luat și eu bătut pe tăt. Am un licherie, spun eu, dar pe Adrian nu trebuie să-l bază, că ăsta a fost cu minte. Ăla Adrian plânge mai tare ca tăța. Ce, au plâns, o leacă și au fugit, că au meritat. Dar ăsta cu minte plânge. Și Licherie spune: „Oi, vene, dacă ești om corect și pocăit, trebuie să-ți ceri iertare.” „Tu ce ceri iertare, că l-ai bătut degeaba, băiet.” Apoi la Viorel e păstor, s-a dus: „Măi, Andrei, te rog frumos, tata, au greșit, mă ierți?” „Tu trebuie să ceri iertare.” „Și ăla pentru Iisus, bine, te iert, că nu te pot bate înapoi.” Și zic, ce avea să facă? A ne ceri iertare când greșim, îi un act de bun simț și e o dovadă de smerenie. Dumnezeu să ne dea smerenie asta, amin? Și acum închei. Tot așa și voi, tinerilor,
fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Acolo unde există supunerea, acolo unde există darea și primirea, spunea Pavel, celor din Filip, unde prisosul vostru acoperă nevoile lor, prisosul tinerilor, excesul lor îi ajută pe cei în vârstă și unde prisosul lor acoperă nevoile noastre. Am vorbit de putere și experiență, am vorbit de grabă și zăbavă, am vorbit de dorinți și de refuzuri. Când ne întâlnim undeva la mijloc, nu mai avem prăpastia aceea. Suntem pe un teren binecuvântat. Și după ce ne întâlnim acolo la mijloc, toți împreună să fim împodobiți cu smerenie. Mai avem multe lucruri comune, în Tit 2 vorbește de cumpătare, acolo apar patru categorii de oameni cu cerințe diferite, dar una e comună, firul roșu înseamnă cumpătare, când și tineri și vârstnici sunt cumpătați, este o binecuvântare. Dumnezeu să ne dea harul său și multă înțelepciune. Amin.